Câte cursuri, eu vei spune, mi s-a întâmplat unele ori în oraș, să văd un autobuz după altul și intre în stație. Mie nu mi se pare normal. Voi nu știu cum priviți lucrurile. Dar această societate poate să facă 1.000.000 de ture pe zi. Oricum are cine să le plătească. Că nimeni se pare că este împotriva arunca banul public. Pentru noi, în momentul de față, aruncăm bani. Nu facem altceva. Dăm un serviciu bun, pentru că într-adevăr serviciul este bun, dar sunt foarte convins că și cu mai mult, mai puțin bani, poate da și același serviciu. Nu este posibil. Eu n-am văzut niciunde în lumea asta să stea un autobuz după altul la intrare în stație. Unul după altul. Nu mi se pare normal să de 5 ca la tot pe un autobuz. Oricum are cine să plătească, mă repet. Este ticketing, foarte bine, un lucru excelent. Dar deja avem un ticketing, știu exact că lumea circulă, că persoane circulă și la urma venitul care nu le are din calator, trebuie să-l plătim noi. Unde? Care e castigul? Să înțelegem. Într-adevăr, avem un transport european. Dar cine plătește acest transport european? Bani publici. Bani publici plătesc acest transport european. Și cine are venitul? O persoană. O societate privată. Nu mi se pare normal. Eu vă repet, așa am început, am avut palerea asta de la început, o continuă și mi se pare normal. Și o prezint de fiecare dată că nu se fie discusă de STP. Dacă vi se pare că problemele care v-am ridicat eu acum sunt anormale, îmi pare rău, probabil eu privesc altfel, dar știu că eu când am venit aici, am venit aici pentru să-mi îngrijesc cum vin cheltuiți banii. Banii care fiecare dintre noi câștigă foarte greu, sunt oameni care efectiv n-au ce manca, dar noi știu să cheltuim banii foarte, foarte simplu, din pix. Nu ne gândim de unde vin banii acestea. Vă mulțumesc!